Consumul regulat de varză murată stimulează pierderea în greutate și menținerea acesteia. Varza murată, ca majoritatea legumelor, are un conținut scăzut de calorii și este bogată în fibre. Varza murată este un aliment apreciat în mai multe țări, nu doar pentru gustul său, ci și pentru beneficiile nutriționale. Se crede că murarea verzei își are originea în China. În vechime, fermentația era una dintre metodele folosite pentru a preveni stricarea rapidă a alimentelor. Varza murată a supraviețuit testului timpului și a devenit o garnitură sau chiar un fel de mâncare popular în multe culturi. Datorită procesului de fermentație, varza murată are multe beneficii pe care cea proaspătă nu le are. Varza murată este deosebit de hrănitoare, fiind bogată în fibre, vitamine și minerale. Fermentarea acestei legume frunzoase creează condiții favorabile creșterii probioticelor, acele microorganisme benefice care se găsesc și în produse precum iaurtul și chefirul și care au beneficii dovedite pentru sănătate. Acestea fac alimentele mai digerabile, ceea ce sporește capacitatea intestinului de a absorbi vitaminele și mineralele pe care le conțin. 150 de grame de varză murată conțin 27 de calorii, 23% din doza zilnică recomandată de vitamina C, 15% din doza recomandată de vitamina K, 12% din doza recomandată de fier și 11% din doza de vitamina B6. Se spune că intestinul conține trilioane de microorganisme numite generic floră intestinală. Varza murată nepasteurizată conține, așa cum spuneam, probiotice, aceste bacterii bune care acționează ca primă linie de apărare împotriva toxinelor și bacteriilor dăunătoare. De asemenea, pot îmbunătăți digestia și sănătatea generală. Probioticele precum cele din varză murată pot ajuta la îmbunătățirea echilibrului bacterian din intestin după ce a fost perturbat de utilizarea antibioticelor. Acest lucru poate ajuta la reducerea sau la prevenirea diareei provocate de antibiotice. Cercetările arată de asemenea că probioticele ajută la reducerea gazelor, balonării, constipației, diareei și simptomelor legate de boala Crohn și colita ulcerativă. Diferitele tulpini de probiotice pot oferi diferite avantaje, astfel consumul unei game largi de probiotice aduce și mai multe beneficii pentru sănătate. În acest sens, varza murată poate avea un avantaj. Cercetările au raportat că o porție poate conține până la 28 de tulpini bacteriene distincte. Bacteriile care populează intestinul pot avea o influență puternică asupra sistemului imunitar. Probioticele din varză murată și zeama de varză pot ajuta la îmbunătățirea echilibrului bacteriilor din intestin, ceea ce contribuie la menținerea mucoasei intestinale sănătoase. Menținerea sănătății florei intestinale sănătoase ajută de asemenea la prevenirea creșterii bacteriilor dăunătoare și poate chiar să stimuleze producția de anticorpi naturali. În plus, consumul regulat de alimente probiotice, cum ar fi varza murată, poate reduce riscul de a dezvolta infecții, cum ar fi răceala obișnuită și infecțiile tractului urinar. De asemenea, în caz de apariția unei răceli, consumul de alimente bogate în probiotice poate grăbi recuperarea. Consumul regulat de varză murată stimulează pierderea în greutate și menținerea unei greutăți normale. Varza murată, ca majoritatea legumelor, are un conținut scăzut de calorii și este bogată în fibre. O dietă bogată în fibre menține senzația de sațietate pentru mai mult timp, ceea ce poate ajuta la reducerea în mod natural a numărului de calorii zilnice. În plus, deși motivele exacte nu sunt pe deplin înțelese, oamenii de știință cred că anumite probiotice pot reduce cantitatea de grăsimi pe care corpul o absorbe din alimentație. Unele studii științifice au arătat că participanții cărora li s-au administrat alimente bogate în probiotice au pierdut mai mult în greutate decât cei cărora li s-au administrat un placebo, relatează doc.ro.